Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat ca urmare a informațiilor apărute referitoare la testarea pozitivă a unor muncitori români de la o companie de prelucrare a cărnii din Marea Britanie. Autoritățile locale au anunțat că la fabrică lucrează cetățeni români angajați direct sau prin intermediul unor companii de plasare a forței de muncă. 60 dintre aceștia au fost testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Fabrica a fost închisă, iar toți angajații se află în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile și beneficiază de sprijinat atât din partea autorităților locale cât și din partea angajatorului. Până acum nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea lucrătorilor români de la compania în cauză. În cazul în care lucrătorii noștri au nevoie de ajutor, autoritățile române sunt pregătite să acorde sprijinul necesar în contextul pandemiei de COVID-19.